Primăria Timișoara va încheia un acord de colectare pentru colectarea și reciclarea articolelor textile uzate de la timișoreni. 5 containere de mari dimensiuni vor fi amplasate în diferite locații din Timișoara, oferind cetățenilor o soluție convenabilă și gratuită pentru a se debarasa de hainele și materialele textile vechi. Aceste deșeuri vor fi apoi transportate la un punct de lucru din comuna Moșnița Nouă, unde vor fi reciclate printr-un proces ecologic care nu poluează mediul. Locațiile unde timișorenii vor putea duce la containerele speciale hainele și textilele vechi sunt Piața Dacia, Piața 700, Piața Traian, intrarea Doinei și zona Soarelui la școala gimnazială numărul 30. Primăria Timișoara va asigura spațiile necesare pentru amplasarea containerelor și va informa constant cetățenii orașului cu privire la utilizarea lor și beneficiile colectării responsabile a deșeurilor. Acțiunea are scopul de a reduce cantitatea de deșeuri textile care ajung la groapa de gunoi, contribuind astfel la reducerea impactului negativ asupra mediului. Primăria Timișoara continuă, extinde și diversifică modalitățile de gestionare sustenabilă a deșeurilor. Această inițiativă se înscrie în seria demersurilor administrației locale de a îmbunătăți gestionarea deșeurilor și de a proteja mediul înconjurător în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Timișoara își propune să devină un exemplu de bune practici în domeniul gestionării deșeurilor în beneficiul tuturor locuitorilor săi. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea acestui acord este inclus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 13 august.